Ziua de bună seara și bine ați venit. Ziua de iarăși? Păi, da, acum a de abia. Adi? Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanai cu probleme cu exerciții de matematică la algebra. Din păcate n-am dat drumul la geometrie. Așa, n-am dat drumul la camera asta. Este, suntem trei și la trece peste moment. Trebuie să învățăm să trecem peste momentele acestea. Și să, încă ceva, toți aveți obligația. Da. Toți aveți obligații când veniți să spuneți, s-a dat drumul la camera. Da, m-a întrebat, dar am văzut cum am sus a fost și am crezut că da drumul. Bine, gata. Asta este. Băi, și ce-am insistat, măi, da, acolo. Da, știți de ce au, are emoții? Tudor, am înțeles. Nu vrei algebră din cauza că te pun și pe tine, nu? Bă, cred că de asta. Hai, nu, până astea ușoare, Tudor, da? Din astea ușoare. Hai, o să demarezi tu acum. Să vezi tu facem ce... tema? Sigur că da. Nu, Adi, facem jur. Tema pentru acasă, clasa așa, algebră. Algebră, 9 de la pagina 53. Mă uit, domn profesor, încă o dată, dacă am dat drumul. Asta vreau să te spun. Am dat drumul. A dat? Bun. Da. Suntem liniștiți. Tudor începe. Da. Bă, ce bă. Nu să știi că nu. De ce? E. Ce nouă? 5 supra, 3 radical din 2. Deci. 5 supra 3 radical, 3 radical din 2 minus 7 supra 4 radical din 2 plus 3 supra 2 radical din 2 minus 6 supra 5 radical din 2 totul de împărțit la 13 supra 12 radical din 2. Le amplificăm cu radical din 2 pe prima, pe toate le amplificăm cu radical din 2. Da, vedem că e radical din 2, radical din 2. Dăm în față, nu scoate factor comun? Aie, băi, foarte tare. Excelent, dar numi toți scoate radical din 2. Asta, băi, ce mai tare, băi, este extraordinar. Bravo. Foarte tare. Deci unul pe radical din 2, unul supra radical din 2. Pe lângă. Pe lângă. 5 pe 3. 5 pe 3. Minus 7 pe 4. 4 plus 3 pe 2. Da. Minus 6 pe 5. Închide paranteza. 6 supra 5. Împărțit. Înmulțit. Înmulțit cu 12 radical din 2 supra 13. Egal mai departe. Egal cu... Radical din 2 cu radical din 2 de aici. Se reduc. Se simplifică. Simplifică. Și... rămas echivalent egal cu... aici aducem la același numitor. În numitorul comun va fi... supra 13, domnul profesor. Aici e 13, da. Da. Mulțumesc. Numitorul comun este... asta văd. 30? 30 sub 4, la 3 la 4, nu. Dacă 30 nu merge, 60. 60, la 3, da. La 4, la 3, da. Da, la 4, da. La 2, la 2 da, la 5, da. Da. Bun, 60. La 3, 20. La 3, 20. La 4, 15. 15. E bine, 15? Da, da, da. 15. La 2, 30. 30. Și la 5? Și la 5, 60 împărțit, dată, 12. 12. 12, da. Și vom avea... egal cu 1. O singură linie în fracții. 1. Nu mai spun pe 1, că dacă 1 mulțumim și la 5 pe timp. 100. 100, da. Supra 60. Nu mai mult. Da, da. 100 minus... 60. Minus... 105. Da. 105 plus... plus 60. 90. Minus... 72. Minus 72. Totul supra 60. Egal cu? Egal cu. Ori 13. Ori 12 pe 13. Ori 12 supra 13. Așa, egal cu? Egal cu... 100 minus 135. 13. Da. Da? Cât vine 13 supra 5. 60. Supra 5, că simplificăm cu ăla. Cu 12. Da, foarte bine văzut.
13. Și rămâne supra 5, nu? 5. Rămâne 1 pe 5. Ori 1 pe 13. 1 pe 13. Și 13 cu 13 trebuia să le facem 1 pe 5. Răspunsul 1 pe 5. Foarte simplu. Cine zice, domn profesor, acum vine ei 3, ca să știu? Tu să scrii un pic. Eu? Care trebuie să scrii? Da, da, da. Care trebuie? Adi, da? Adi, da. Deci... Hai să știu. Radical din 5 minus radical din 3 supra radical din 15, Adi conduce, da? Da. Plus radical din 5 plus radical din 2 supra radical din 10. Da. Totul ori radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 6. Gata. Deci, vedem că la numărat, la... Deci, de dacă mulțim un număr, putem scrie ca... ca fiind radical din 5 ori 3. O radical din 3. O radical din 3, așa. Da? Așa. Și cum? Și ce facem? Distribuim? Numărătorii la numărătorii. Scrie așa, echivalent. 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 Și până se vadă toată lumea, distribuim. Deci, avem așa, radical din 5 minus radical din 3, totul supra. Supra radical din 5 ori radical din 3. Da. Plus... radical din 5 plus radical din 2 supra radical din 5 ori radical din 2 nu mai scriu totul pe lângă ori radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 3 ori radical din 2 și distribuim numitorii la numărători. Și numărătorii la numărători. Și o să avem... Echivalent cu radical din 5 supra radical din 5 ori radical din 3 minus radical din 3 supra radical din 5 ori radical din 3 plus radical din 5 supra radical din 5 ori radical din 2 minus radical din 2 supra radical din 5 ori radical din 2 ori radical din 3 supra radical din 3 minus... O paranteză le pun pe da? Și zic ori. Da. Radical din 3 supra. Supra radical din 3 ori radical din 2 minus radical din 2 supra radical din 3 ori radical din 2. Și egal cu... Simplificăm radical din 5 cu radical din 5. Așa să zic din 5 cu radical din 5 radical din 3 cu radical din 3, sau cu radical din 2 cu radical din 2, radical din 3 cu 3, 2 cu 2. Bun. Și o să avem așa în paranteză. Echivalent cu? Echivalent cu 1 supra radical din 3, da. Minus 1 supra radical din 5, da. Plus 1 supra radical din 2, minus 1 supra radical din 5. Da. Într-o paranteză, da. Se mulțit cu... 1 supra radical din 2 da. Minus 1 supra radical din 3. Ok. Am o întrebare. Da. Deci minus radical din 5? Unde e minus radical din 3? Minus 1 supra radical din 5. 1 supra radical din 3 minus 1 supra radical din 5 plus 1 supra radical din 2. Acolo unde este un minus. Plus 1 supra radical din 2. Sus, mama. Da. Da, de ce minus nu? Păi dar mă uit jos să văd de ce minus. Pentru că e minus aici. De ce minus? Dar de ce minus Adi? E plus cu iule. Păi vezi? Și se ducea de repă exercițiu. Păi da, păi trebuie să sensizați când greșește cineva. Eu am scris tot ce mi-a dictat copilul. Da? Și aici e plus. Și ăsta se reduce cu ăsta. Da? Dai, dai tot așa, tot pagina dai. Și numitorul comun. Stai să vedem. Și ce rămâne? Echivalent cu... 1 supra radical din 3 minus 1 supra radical din 2 radical din 2 ori 1 supra radical din 2 radical din 2 minus 1 supra aici ai făcut bine, da? Minus 1 supra radical din 3 din 3 așa, și? Și acum le facem paranteza aia atunci în aici raționalizăm, ce facem? Cum da, facem? Radical din 1 supra radical din 2 ori 1 supra radical din 3 minus
1 supra 2. Ca și cum ne facem două paranteze. Aici avem de mulțit două paranteze. Nu, pentru că acolo nu aveam paranteză și avem 1 supra egal din 2 pe lângă 1 supra egal din 3 minus 1 supra egal din 2. Aici nu aveam paranteză. Da. Aveam așa? Paranteza, da. Și acum desfacem paranteza. Nu? Păi asta tu cred că tot într-o paranteză, mama vine. Când desfacem și raționalizăm. Și distribuim. Aha, că e număr. Da. Nu, e bine, e bine. Da? Și hai să mulțim. Nu facem numărul comun? Măi, e 1. Hai să desfacem paranteza aia. 1 supra egal din 3 ori 1 supra egal din 2. Hai, hai. 1 supra... Bă, hai, ce să desfaci? Că nu înțeleg ce vrei. Să mulțim. Da. Nu să desfaci. Desfaci. 1 supra radical din 3 ori radical din 2. Că 1 e... Pe 1 supra radical din 3, asta ori asta, da? Egal cu radical din 6. 1 supra radical din 6. Păi da. Păi nu-l interesează. 1 supra radical din 6. Da. Minus. Minus 1 supra radical din 9, care este 3. Da, minus 1 pe 3. Și acum, minus. Minus 1... 1 pe 2. 1 pe 2. Radical din 4 e 2. Plus. Și plus? Plus... radical din 1 supra radical din 6. A numitor comun 6. Nu știu nici eu, e bine? Cine a lucrat? E plus 1, e plus 1 supra 2, minus 1 supra 6. Dar 6 nu există decât radical din 6. Da, asta nici eu. Dar nu știu de ce, așa, așa a făcut și la școală, nu mi-a fost clar. Loc de minus 1 supra 2 plus 1 supra 6, o scris plus 1 supra 2 minus 1. Nu există la matematică să scriem ca așa, trebuie să fie tot normal. Și o logică. Hai să vedem unde suntem. Nu, până acum am scris corect. Păi cine a lucrat? Eu. Până acum a fost corect. Deci exercițiul e ăsta, da? Ia vedem dacă e scris bine exercițiul. Da, e scris bine. E bine, da? Da. Și am zis așa, minus aici, plus, aici e plus, da? Uh-huh. Plus și plus. Și rămâne. A, și aici am distribuit și e minus. Corect. Da, profesor. Și ne-am dus și am zis, 1 supra radical din 3, minus 1 supra radical din 5, plus 1 supra radical din 2, plus 1 supra radical din 5, ori ăsta. Doamna Stoica, ne auziți? Ajutați-ne la probleme, doamnă Stoica! Miruna a zis! Profesor! Da, profesor! Avem nevoie de Stoica! Da, profesor Stoica! Hai! Da, și nici nu e corect, pentru că vine 1 supra radical din 6, minus 1 supra 3, minus! Domn profesor, veniți, vă rog! 1 supra 2... Lasă să mănânce, lasă să mănânce, lasă să mănânce! Calm, ușor. Plus 1 supra radical din 6. De ce nu e bine? E bine așa. M-am deranjat în profesor. Nu? Raționalizăm. Dar m-am deranjat de ce? Păi mâncați-mă, profesor. Mâncați-mă, da. Lăsați-mă. De ce nu e bine? Dai bine, măi copii. Dar noi am zis că nu e bine. Ăsta, ca să scăpăm de radical, raționalizăm, ați învățat. Da, adică 6 cu... Puteți să-mi lași pe domnul profesor să asta și noi să am un rezultat și după aceea să-l întrebăm. Care-i problemă? De ce sunteți triști? Deci sunteți triști pentru că am făcut tot ce trebuia, domnul profesor. Asta acum noi când am distribuit, trebuie să punem... Poate greșeal aici. Minus 3. Păi asta, dar zic ei că e plus, că s-a uitat pe care. Dacă nu e minus... Da, este... Minus 3. Radical din 5, minus nu, radical e plus. De 2. E o greșeală manual. Deci reveniți cu minus, să vedeți că merge greșitul. Iar trebuie să iau de la început. Stai puțin, aduc. Aici e foarte simplu, Adi. Deci distribuim așa, acum aici, pune minusul aici. Da, nu, întrebarea noastră era aici când am distribuit, domnul profesor. Da. Aici când am distribuit asta, aici o băgăm într-o paranteză acum, că se mulțește cu toată asta, nu? Deci neapărat. Deci vezi? Toată asta.
Exact. Paranteza asta. Da. Nu că știți că dacă o lăsam fără paranteză, veneam numai ăsta mulțit cu paranteza asta și ăsta nu. Nu. Nu, totul. 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 Este, o paranteză când este, ea vine de aici, din două, deci o singură fracție, Miruna, singura am fracție înțeles, de aici, da. Prin distribuire, înseamnă două. Da, bine, dar acolo la desfacerea paranteza e corect? Care? Păi normal că e bine corect. Am înțeles, domnul profesor. Asta, 1 supra radical din 3 cu ori 1 supra radical din 2 și 1 pe radical din 6. Da. Da. După aceea, minus. Da. 1 pe, pe radical din 3 cu 1 pe radical din 3, 1 pe 3, 3 da. După aceea, minus. Da. 1 pe 2, că da, e 1 perfect. Pe 2 așa, și după aceea, plus 1 pe, 1 pe radical din 6. Și corect la desfacerea paranteză. Mai de minusul ăla de care zice domnul profesor că ar fi greșit. Dar noi, aici, dacă lucrăm așa cum am învățat ei, și pe ăsta îl mulțim cu radical din 6. Corect. Și pe ăsta tot cu radical din 6. De fapt, aici sunt 2 radicali din 6. Da, exact. Ăsta și cu ăsta de 2. 2 radical din 6, da. Și va face egal cu 2 radical din 6. Și facem pe 3. 2 radical din 6. 2 radical din 6 supra 6. Corect. Minus 1 pe 3, minus 1 pe 2, dacă e așa ca, să zicem că nu s-a greșit în carte. Deci lăsăm cum manualul a fost. Cum manualul a dat, da? Și să vedem la ce rezultate ajungem. Mulțim aici cu 2, aici cu 3, copiii acționă da. Același numitor și este egal cu 2 radical din 6, minus 2 minus 3, aduțul, e latura ta. Supra 6. Supra 6. Adică 2 radical din 6 minus 5 pe 6. Da. Ia vedeți la sfârșit. Dacă nu e 2 radical din 6 minus 5, supra 6. Dacă nu e așa, asta nu că e greșeala aia care te-a zis dumneavoastră. Da. Adică se destipește frumoasa asta. Da, te rog. Da, Anca. Se deslipească. Anca. Eu simt că așa forma asta nu chiar plăcută. Nu chiar deloc plăcută. Și atunci dacă intervenim aici, hai, spune hai, minus aici. Hai să spune minus, te rog. Da. Pune minus, unde am zis? Aici, exercițiul ăsta. Haide să sterg și facem cu varianta nu, 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 lăsăm așa că modificăm pe loc. Da? Uite, minus aici. Care înseamnă, de fapt, minus aici. Și înseamnă că după distribuire vine minus, minus acolo. Minus aici. Da. Și coordonatul sus. Da. Și aici atunci trebuie să pun minus. Da. Nu se mai reduc. Nu se mai reduc. Asta este. Dar nu cumva astea se reduc? Nu nici asta. Atunci o modificare trebuie să facem altă parte. Oare cumva am minus? Acum la loc găsite. Ce exercițiu? 9. Cât? 3. 6. 9 E? Da. Ține. F. Ține 9. Ține minte 9 F. 6,5 raționalizări. 3, 6,5. Ați găsit răspuns? Acum, acum. Atunci, mă gândesc să lăsăm plus aici și băgăm minusul de aici. Asta da. Poate asta e mai... Dacă băgăm minusul, așa, și lăsăm plusul aici și minusul aici și va fi minus, minus aici și minus aici. Da, minus la și tot nu se mai reduc. Minus, minus și tot nu se reduc. Singura chestie în care se reduc e asta. 2. A, 2, 6, 5. 2, 6, 5 sau 2, bă? E 2, bă. E 2. Ăla-i 2. 1 pe radical 6, din 3, 5. Minus 1 pe radical din 2, 6, 5. Mulțim 1 pe radical din 2, minus 1 pe radical din 3. 2, 6, 5. Adică este no, același lucru, numai că e minus. Da. A, eu dată tot. Și-ar face... F, ar trebui să dea 1 pe 6. Aha. 1 pe 6, dar și 9. Nu, mi-a dat așa. Dar de unde urmă pe 6, da? Așa, da? Dar 1 pe 6 ne vei la înainte, la cealaltă? Ba da. Ba da. Nu, la E ne-a dat 1 pe 5. 1 pe 5? Și aici 1 pe 6? La F 1 pe 6, da. Dacă 1 pe 2. Dacă se văd unde e. Trebuie făcut o modificare. Voi n-ați greșit. Deva, da. Deci mai reluăm încă o dată ieșiți ca să ne deci așa, mergem. Deci F, radical din 5 minus radical din 3, aici am avut un pic de cifră. Da. Radical din 5 minus radical din 3 supra radical din 15 plus radical din 5 plus radical din 2 plus aici, da? Da. Supra radical din 10 da. Ori radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 6. Egal. Și distribui numitorul deodată
face 1 pe... Hai copii, deci voi prezenta aici. Deci aici am scris efectiv. Radical din 5 minus radical din 3 spre radical din 5 radical din 3, că l-am desfăcut cu ăsta, radical din 15. Da. Pe ăsta, bun profesor. Da, am înțeles. După aceea și aici, la fel. Și a rămas 1 pe radical din 3. 1 pe radical din 3 minus 1 pe radical din 5. Din asta. Da. Plus 1 pe radical din 2 după simplificarea asta. Da, dacă e plus. Da. Și plus și plus dacă mergem plus și 1 pe radical și plus 1 pe radical din 5. Păi plus 1 pe radical. Păi din da, 5. Dar noi am modificat. Plus 1 pe radical da. Din 5, da? Da. Deci e corect până aici. Da. Asta vreau să spun. Da. Mă sigur că radicalul nu sunt pe radical din 3, deci reduc ăștia 2 și facem 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din 2. Plus 1 pe radical. Ia uitați, copii, aici era. N-ați observat că era plus. Adus, ai greșit. Plus și minus aici. Așa, și acum. Și acum, mulțiți și vedeți, merge frumos aici. Și acum. Ia să vedem. Hai să tăiem. Stați puțin, de ce e plus? Păi uite-te, de ce? Uite-te, Miru. Păi 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din 2. Ați văzut voi să spuneți. Dar nu e acolo minus 1 pe radical din 5. Nu, păi da, minus 1 pe radical din 5 cu plus 1 pe radical din 5 s-au redus. Minus 1 pe radical din 5 plus 1 pe radical din 5 s-au redus. Nu, acum e bine. Nu contează. Haideți. Haideți să lucrăm acum. Nu contează. Da. Nu contează. Haideți să lucrăm acum. Așa, acum desfacem paranteză. Zi, atunci. Tot. Ei, tot. 1 pe radical din 6. Mulțim, da? Fii atunci. Deci, minus. 1 pe radical din 6 minus 1 pe... 1 pe radical... 1 pe 3. Da. Plus. Plus 1... pe 2, corect. Și minus. Minus. 1 pe radical din 6. 1 pe radical din 6. Și ia uitați, se duce, reduce ăsta cu ăsta. Da. Și este egal cu minus 1. Aici aducem la același 6, 6. Aia cu 2 și următoarea 3. Așa, și ăsta avem minus 2 plus minus 2 plus 3 supra 6. Egal cu 1 pe 6. Gata. Așa, da. Am descoperit. Ștergem tabla, tu doar să nu ai ajuns. Dar de ce copiază la tablă? Nu, dar nu mă spune. De ce copiază tablă? Taci. Măcar ați înțeles că să copiați. Măcar ați înțeles corect. Bravo, Adi! Parcă Adi nu a copiat tot. Da, eu măcar am înțeles de ce. Urmează Anca. E mai scurt cu norocoasă. E bun. Norocoasă. Dar cum eu stau acolo? Știu. Că n-a fost greu nici a tău, n-ai fost atent deloc. Deci vă rog frumos și ei din bancă urmăriți, ați văzut eu când stau în bancă, vă urmăresc dacă duceți prostii. Așa e. Cei din bancă dacă lucrați. Și tu, Adi, și uite de acolo. A, aia da, dar mai era una. De acolo vă văzut. Nu contează. Haideți să și urmărim, da? Deci urmează ancuța G. Radical din 5 minus radical din 3. Radical din 15 plus radical din 6 minus radical din 5 supra radical din 30 totul împărțit la radical din 2 supra radical din 6 plus radical din 3. Egal. Hai să vedem. Ce mai același lucru? Facem la fel. Observăm că radical din 5 e radical din 3, radical din 15. Da. Facem la fel, da? Hai. Și este egal cu? Radical din 5 plus radical din 3. Da. Supra radical din 5 ori radical din 3. Da. Plus. Radical din 6 minus radical din 5. Nu, minus, da. Minus radical din 5. Corect. Supra. Supra radical din 6 ori radical din 5. Corect. Tot într-o paranteză și să facem ori deodată, Anca. Da. Ori radical din 6 plus radical din 3. Da, te rog frumos. Radical din 6 plus radical din 3. Tu dormi durat. Exact. Da? Radical din 2. Și este egal cu? Hoții. În paranteză, nu.
Acum distribuim. Așa. Deci sunt profesor cine a venit. Da, și acum, egal cu radical din 5 supra. Da. Supra, radical din 5 ori radical din 3. Radical din 5 supra toată asta, minus radical din asta supra toată asta, da? Minus, zi. Radical din 3 supra radical din 5 ori 3. Radical din 5 ori radical din 3. Da. Așa. Și acum suntem aici încă. Plus. Radical din 6. Așa. Supra. Radical din 6. Nu uitați, băi, uitați. Nu uitați de la share. Da. Încă și acum suntem aici. Minus. Radical din 5. Radical din 6 ori 5. Radical din 6 ori radical din 5. Nu știu, lucrează. Da? Tot o punem într-o paranteză. Ori. Ori radical din 6. Plus radical din 3. Supra radical. Radical din 2. Uite aici suntem. Da. Bun. Și este egal cu? Radical din... Simplificăm. Uite, radical din 5 cu... Radical din 5, radical din 3, radical din 3, radical din 6, radical din 6, radical din 5, radical din 5. Și rămâne, ia să vedem. 1 supra radical din 3. Da. Minus 1 supra radical din 5. Da. Plus 1 supra radical din 5. Da. Minus 1 supra radical din 6. Tot într-o paranteză, ori radical din 6 plus radical din 3 plus radical din 2. Corect. Acum se reduc, observăm, minus 1 supra radical din 5 plus 1 supra radical din 5 se reduc, da. Și? Și aducem la același lucru tot? Nu. Dar de ce nu? Lasă-o în margine. Exact. Exact, de ce nu? Raționalizăm? Da, deci asta cu radical din 3. Și adică radical din 2, da. Din 2, că numitorul e radical din 6. Da. Deci... Radical din 3 și radical din 6. Mai. Uite ce fac. Deci nu aduce la același numitor. A, nu? Ci pur și simplu raționalizează. Ca să nu mai am radical, dar la... La numitor. Raționalizează numitorul, da? Deci ăsta cu radical din 3 și cu ăsta cu radical din 6. Și vom avea. Radical din 3 supra. Supra radical din supra 3. Supra 3, corect. Da? Uite aici. Minus. Minus radical din 6. Da. Supra. Supra 6. Tot într-o paranteză. Ori. Radical din 6 plus radical din 3. Radical din 2. Supra radical din 2. Și egal cu. Acum aduce în același. Da. Aici la același numitor, da? Prima cu 2. Și aici? Aici e cu? 2. 2. Și o vom avea? 2 radical, 2 radical din 3. Lăsați-o pe ea, că vă vine rândul. Minus radical din 6 atunci. Supra 6. 6. Ori? Radical din 6 plus 3. Plus radical din 3. Supra radical din 2. Supra radical din 2. Este egal cu? Avem ore aici. Ar putea să raționalizez și pe asta? Corect. Vrei să, să scăpăm și de... Da. Vrei. Facem așa, raționalizăm. Da? Cu radical din 2. Și vom avea 2 radical din 3 minus radical din 6. Supra 6. Ori. Ia să vedem. Radical din 2 ori radical din 6? Radical din 12. Da. Plus radical din 6, supra 2. Supra 2. Și egal cu? Când am pus același numitor, e un direct. Și egal cu? 12, ăsta cum mai poate fi scris? Dacă 3 ori 4. 2 radical din? 2 radical din 3. 4 ori 3, cum ai zis? 4 ori 3, 2 radical din 3. Am o întrebare, da, uite, am scris 2 radical din 3 minus radical din 6 supra 6 ori radical din 12 plus radical din 6 pe 2. Nu putem să simplificăm 2 de la radical din 3 cu 2? 2 radical din 3 cu 2, deci nu, că nu-i 2 pe lângă. Este? Mare atenție!
Atenție, dacă e minus. E minusul ăsta care nu-ți dă voie. Deci și echivalentul am. Dar bine că ai întrebat. De fericit pentru asta. Dar așa greșeală să-mi băi rămân acolo. Supra 6, ori... Dar pot să pun supra 12, să mulțim, domn profesor, nu? Sigur. Pe lângă. Supra 12, că se mulțesc numărătorii 3 și 2 din 3. Păi lângă. Și loc de radical din 12, am zis că punem... 2 radical din 3. 2 radical din 3. Plus radical din 6. Și trebuie să desfacem paranteze. Și dar nu e o formulă aici? Este formulă, dar eu nu știu. Păi, este, dar o știi? Da. Care? A fost de pe lângă minus B, o știi? Da, parcă era 2 radical din 3 minus 1 radical din 6. Stai puțin. Dacă știi formula, eu te întrebam, plus B lângă minus B. O știi? Nu știu. A la 2 plus B la 2. Hai să o luăm și să desfacem. Hai să o luăm. Hai să o luăm. Hai să o luăm. A fost A minus B. Deci A minus B pe lângă A plus B. A minus B. Pe lângă A minus B. Ia, haide să facem. A la a doua. Cine zice repede? A la a doua. A minus A B. Minus A B. Plus A B. Plus B la a doua. Plus. Minus B la a doua. Dacă vor aia, ăsta conta să reduc și A la a doua minus B la a doua. Bun, și atunci dacă nu știți, hai, ziceți aici, care e A, care e cum? Poți să zic eu? Zin. Da, zic eu. 2 radical din 3. 2 radical din 3, că ăsta e A. Totul la A. Da? Minus, ai ca din 6 la a doua. Așa. Și supra 12, da? Da. Încă lucrează. Și că e egal cu, hai să vedem cât face aici, 2 radical din 3 la a doua. Așteaptă. Tu doi, uite de stra. 2 radical din 3 la a doua. Face... Lasă pe care la a doua? 2 la a doua e 4 și radical din 3 la a doua? Nu. Nu, nu. Radical din 3 la a doua scapă. Exact. Și adică 3. Radical și din 3? 9. Cum ai spus tu, radical din 9 și 3. 3. 4 ori 3, 3, 12. 12 minus aici? 12. Nu, nu. 6. Da, 6 pentru că radical 2 cu așa, supra 12. Și este egal cu 12 minus 6. 6 supra 12. De ce simplificăm? Egal cu 1 supra 6. 1 supra 2. Tudor, te rog să știți, sau să vedeți, domn profesor, da, trec eu. Care au fost momentele importante? Sau... Stai, să discutăm. Da. Ce merită să reținem de aici? Tot. Sigur că da, tot merită să reținem. Dar tehnica de lucru, asta să reținem cu... 15 și 30, produsul sau două, ești trimis pe varianta radical din 15 înseamnă radical din 5 ori 3. Radical din 30 înseamnă 3 ori 5, nu? Și îndată, după distribuire, se reduc niște termeni acolo. Și ce frumos apare, când vedem acolo că e finalul A minus B pe lângă A plus B. Și asta mai învățat și o formulă. Da? Și A minus B pe lângă A plus B face A la 2 minus B la 2. Calculat de noi, muncită, nu așa? A, da. Deci ține minte de acum că A minus B pe lângă A plus B e la a doua, la doua minus B la a doua. Dar nu este că așa vine cuiva în minte așa ceva. Ci este urma calculului făcut de noi. Când nu știți asta, dar vezi că se mulțesc A minus B pe lângă A plus B sau A plus B pe lângă A minus B, că procesul este comutativ, și să vedeți că ajungeți acolo. Dar de noroc încolo, datorită faptului că tot repetăm, ține minte asta. Da? Ține minte aceste lucruri. Tu știi tu tabla? Da? Da. Să vedem următorul. Mai avem timp? Este și 33. 33. Și este și 13. Și 13. Ah, mai sunt 17 minute. Da, avem. E din culoare. Aflați azi din egalitățile. Repede, duce. Hai. 10 de la aceeași pagina. 10 de la pagina 53. Ce? Cine este la lucru? Miruna. Miruna. Hai tu, Dor, hai tu, Dor. O faci tu, Dor, acolo. Zoiești acolo, nu se mai poate. Nu, nu reușești nimic ca tine. Dacă nu ești singur, corect. Sunt colegi. Nu pun colegi. Da, e să vedem. Da. A supra radical din 6. A supra radical din 6. Plus
radical din 2 plus 1 radical din 2 supra radical din 2 egal cu radical din 3 minus 1 radical din 3 minus 1, așa, supra radical din 3. Cine este au? Da, să aflăm pe au. Am o întrebare. Am putea să scriem pe 1 ca radical din 1? Sigur că da, dar nu... Da, și ce te ajută? Pentru că vreau să scriu radical din 2, radical din 1. Și ai nu cred că te ajută aici, la ce analizăm? Distribuim deodată dacă vrei să faci chestia asta. Trebuie să da, pe scurt, cel mai rapid, Anca Miruna, fiindcă avem asta de aflat, ducem pe asta în partea dreaptă. Asta ziceam. Da? Și zicem A pe radical din 6, hai să zicem echivalent. Aici, la atenție, zicem echivalent, că avem o egalitate. Da? Echivalent zic A pe radical din 6 egal cu radical din 3 minus 1 supra radical din 3 atât. Minus așa. Radical din 2 plus 1 supra radical din 2. Și atunci la ce ajungitor? Pur și simplu calculăm. Nu raționalizăm, domn profesor? Putem raționaliza de pe din niște da? Timp. Da. Pur și simplu la ce ajungitor. Okay. Văd aici am un radical din 6. Da, face. Da, da. Radical din 3. 2 acolo. 2 și radical din 3 partea. Radical din 2 și aici cu radical din 3, da? Și echivalente. Deci eu dau cu radical din 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Deci AP. AP radical din 6, așa scrie Miruna. Se reia din nou. Nu se ia calculul acela egal. Deci AP radical din 6 este egal cu? Radical din 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Radical din 6 minus radical din 2. Deci bine, radical din 6 minus radical din 2. Supra. Numitorul este radical din 6. Minus radical din 6. Radical din 6. Minus radical din 3. Radical din 3. Supra radical din 6, da. Și? Ce face? Avem aceeași numitor? Da. Da. Radical din 6 din minus radical din 3. Ce duc? Bolu. Ego manu, băi. Radical din 6 cu minus radical din 6. Păi sunt în lecții de matematică. Și am minus radical din 2 minus radical din 3 pe 6. Se reduc radical din 6 cu scăpăm de numitor dacă îl avem același domn profesor. A egal cu. Nu? Scăpăm de numitor. Da, sigur că da. Deci cum așa și vine echivalent cu? A egal cu minus radical din 2 minus radical din 3. Da, radical 6 cu minus radical 6 se duce. Și egal cu minus radical din 2. Minus radical. Ca din 3, da? Mm-hmm. Așa, așa rămâne. Atât? Voi da, atât. Ce păi ce să-i mai fac? Da. Asta este au. Ce să-i mai fac? Deci aici ce-a plăcut autorul? Tudor, tu. Să vadă tu, dacă tu, știm tu, să lucrăm o ecuație, nu? Să înțelegem că au e necunoscut. Necunoscut, dar să vadă dacă avem la îndemână proprietățile sau lucruri radicale. Să aflăm la ce ajutor să mă de... Putea să merge și pe conjugată, de pierdeam timp. Da, da, da. Nu aveam niciun rost. Câte vreme aici avem supra-radical din 6. Am același numitor. Da? Și-am renunțat și am terminat. Deci, acum de radical din 5 plus 2. Radical din 5 plus 2. Supra-radical din 5. Da. Minus A supra-radical din 10. Egal cu radical din 2 minus 5. Supra-radical din 2. Supra-radical din 2. Echivalent cu, uitați-vă cum se zice. Amplificăm prima cu radical din 5. Radical din 2. Deci vrei să scăpați de... Da, a, ca să scăpați de numitor. Bun, hai să-i facem planul de lucru. Eu aș duce pe A pe radical din 10 în partea cealaltă. Și pe asta în partea. Stânga. Corect. Eu vreau invers, să-l duc pe... Păi da, aveai minus A. Dar aveai la minus, înmulțea cu minus 1, nu e nicio... În final să știi că tot acolo ajungem, exact. Pentru că nu se mai scriu minusul acela. Uh-huh. Deci echivalent cu azi zice că? Radical din 5 plus 2 supra radical din 5 plus 2 supra radical din 5 plus ăsta îl trece partea cealaltă. Asta, minus radical din 2 minus 5 supra radical din 2 este egal cu acum ăla avea minus, îl trece partea cealaltă? A supra radical din 10. Corect. Asta radical din 10, echivalent. Acum, după același numitor, că observăm... Zici A pe radical din 10 egal.
scriu egalul din partea cealaltă, corect, partea asta, că e tot aceeași. Acum amplificăm pe prima cu radical din 2. Deci A pe radical din 10. Da, egal cu. Egal cu. Hai să egal cu. Prima cu radical din, radical din 10. Asta cu radical din 5, da? Da. Și avem radical din 10 plus radical din 2. Plus 2 radical din 2. Plus 2 radical din 2. Da. Supra. Totul supra. Da, pun tot supra, da? Plus. Nu plus, ia uite, supra. Semnul, uite la acolo. Minus, da? Minus. Radical din 10. Radical din 10. Minus. Ia minus și cu minus de acolo. Plus. Plus. Mai ușor. 5 radical, 5 radical din 5. Corect. Supra radical din 10. Același numitor, am terminat. Reducem, se reduce și radical din 10. Și avem A egal cu 2 radical din 2. Plus 5 radical din 5. Plus 5 radical din 5. A fost ușor? Plus 5 radical din 5. Bravo, Tudor. Urmează Adi. Altul. Adi, te rog. A supra. Am scăpat. Da? Ce se zice? Pe ziua de asta. A supra. A supra 2 radical din 2 plus 3. 2. Deci A supra 2 radical din 2 plus 3. Da. A egal supra. Cu 2 radical din 2 plus 2 3, radical din 2 plus 3, 3 egal cu 3 radical din 2 minus 2. 3 radical din 2 minus 2 minus supra 2. Radical din 2. Radical din 2. Atât? Atât. Putem scrie radical din 2 ora egal cu 2 radical din 2, da. Sau A egal cu ăsta ori ăsta supra ăsta. Mai bine, corect. Da? Deci A egal, A egal cu 3 radical din 2 minus 2 pe lângă. Totul pe lângă. Totul, da, totul pe lângă. 2 radical din 2 plus 3. Corect. Supra? Supra. Radical din 2. Radical din 2. Le facem paranteză, da? Așa, și avem așa, 3 ori 2, 6. 6 ori 2? 12. 12. Direct. Deci, 12. E bine. 12. 6 ori 2, 12. 12. Asta ori asta? Hai. Da, după aia... Plus, zi. Plus... 9 radical din 2. 9 radical din 2. Minus... 4 radical din 2. Da. Minus... 6. Supra radical din 2. Și egal mai departe cu... 12 minus 6 face 6. Și 9 radical din 2 minus 4 radical din 2. Deci plus... 5 radical din 2. Radical din 2. 2 supra radical din 2. Radical din 2. Și raționalizăm, nu? Da, mulțim cu radical din 2 și sus și jos. Și așa avem așa 2... 6 radical din 2. 6 radical din 2. Plus 5 radical din 2. Plus 5 ori 2. Se echipe radical din 2, radical din 2. Cu radical din 2 trebuie mulțitam o 2, da? 5 ori 2? 10. Supra 2. Mai scoatem un 2 în factor comun ca corect să simplificăm. Nu putem simplifica 2 cu 6. Nu, că nu e voie, că e plus. Factor comun și este egal 2 cu... pe lângă. 2 pe lângă 3, radical din 2. 2 plus 5. Totul supra 2. 2. 2 și acum se simplifică și să avem 3 radical din 2 plus 5. 3 radical din 2 plus 5 este răspunsul. Mai avem cum să mai facem și pe ultimul domn profesor. Da. Anca, da. Anca. Radical din 5 minus 2 supra A. Radical din 5 minus 2 supra A. Tot supra A. Da? Egal cu radical din 5 supra. Radical din 5 plus 2. Echivalent cu? Păstrăm aceeași ca mai dinainte. Aceeași idee zic. A egal cu produsul ăsta supra asta. Așa zicem și eu. Da? Zi Acuța. A egal cu? Radical din 5 minus 2. Radical din 5 minus 2. Supra... Totul pe lângă. Totul e mulțit cu radical din 5 plus 2.
supra radical din 5. Observați formula acolo? A plus B pe lângă A minus B? A minus B pe lângă A plus B. Care a doua scăpat? Plus minus B la a doua. A la doua. La doua minus B la a doua. Și va face cât? Cât a la prima? Asta la a doua face. Radical din 5 la a doua. Radical din 5 tot la a doua. Scriem chestia. Scrieți copii. Minus. Radical din 5 pe la a doua. Minus 2 la a doua supra radical din 5. Care face? Hai, Anca. 5 minus 4 supra radical din 5. Care îi face mai departe? 1 pe radical din 5. Și raționalizăm. Raționalizăm și radical din 5 pe 5. Da? Terminat de listă. Asta. Așadar, sinteza. Sinteza, da. Oare? Ai scăpat, măi, tu. De ce se bucă? N-am zis asta. Mai vreau. Am făcut la geometrie, am făcut așa. Nu, n-avem primul algebra. Ah, da, n-avem. Ne ducem mai la algebra. Numai la algebra, am făcut raționalizarea. Deci, raționalizare. Da. Ce mai făcut copii? Raționalizare. Zarea numitorului. Da, operații cu radicali. Doi. Operații. Cu radicali. Cu radicali. Proprietățile radicalilor, adică se învață pe acolo, ce trebuie. Așa, da? Proprietățile. Operații cu necunoscute. Și le proprietățile radicalilor. 4. Am făcut aici. Și cu recunoscută, cu A. Ecuație este asta, da? Necunoscute, da? Ecuație. Ecuație. Irațională. Corect. Adică ecuații în care apare o necunoscută. Ecuații iraționale, da? La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe platforma și vă dorim să le-a plăcut în continuare. Nu uitați de like și share. Să nu uite, băi, prietenii noștri. Te amintești tu, Anca? Da.